Salut, fecioare! Voi face citirea pentru perioada 16 septembrie, 30 septembrie și voi începe cu un scurt oroscop, o scurtă prezentare a aspectelor astrale. Soarele este în trigon cu Uranus retrograd. Vorbim de personalitatea voastră, cunoaștere, de studii, de călătorii, unde puteți înlătura blocajele pe care le aveți. Poate fi vorba de perfecționare sau de dorința de a studia filozofie, de a studia drept, de a studia religie. În urma atitudinilor voastre extreme, în care ați vrut să atrageți atenția și celorlalți și să vă dovediți credibilitatea. Acesta este momentul în care voi puteți să ieșiți din aceste blocaje. Este un moment să luați hotărâri, astfel încât să fiți ascultați de ceilalți și să progresați, să ieșiți din obișnuit de să fiți nonconformist, să surprindeți, să vă cereți libertatea și independența. Mercur este în opoziție cu Saturn. Vorbim de axa fecioară pești, contracte, asocieri, procese, relația cu partenerul de viață. Sunt constrângeri, limitări, care s-ar putea să vă ducă la ură. Deci să urâți pe cineva. Rezistență, o arătați totuși rezistență mentală, gata să intrați în competiții, să sfidați și să luptați pentru a domina și pentru a controla. În 17 septembrie, Neptun retrograd este în opoziție cu Soarele. Vorbim din nou de axa fecioară-pești. Deci contracte, asocieri, procese, situații dificile în care s-ar putea să vă lăsați pradă visării, să căutați, să vă îndepărtați de realitate și să acceptați iluziile. Relațiile sunt de visare, iluzii create de imaginația și de amăgirea voastră. Deci singur vă amăgiți. În 18 septembrie, la ora 5:34, se formează o lună plină, ora 5:34, ora Bucureștiului, deci o lună plină, în 25 de grade și 40 de minute, pești. Vorbim de casa contractelor, a asocierilor, a proceselor, a căsătoriei, a relației cu partenerul de viață. Aici se formează și eclipsa parțială de lună plină, care este vizibilă din România. Favorizează schimbările, surprizele, în obținerea unor resurse, în confortul vostru, în acumulări, în stabilitate, în atitudinea pe care o aveți, o atitudine chiar extremă. Soarele este în opoziție cu Luna. Sunt tensiuni, dar s-ar putea să aveți reușite financiare, să vă atingeți niște scopuri, să vă folosiți diplomația, tactul, pentru a depăși aceste situații. Sunteți tentați să cheltuiți mai mult. Relațiile sunt benefice. Tensiunile de pe această axă pești-fecioară sunt legate de aspecte personale.
sănătate, temperament, organizare, contracte, asocieri, procese, relații personale, sănătate. Prin configurația, într-o configurație DALT anumită, puteți concentra această energie Soare-Lună, deci pe axa Pești-Fecioară, în planeta Uranus retrograd, unde vorbim de cunoaștere, de studii, de călătorii, de perfecționare, cunoaștere juridică, cunoaștere filozofică, spiritualitate, religie, călătorii care să vă ajute să vă dezvoltați această cunoaștere. Să vă dezvoltați această cunoaștere pentru fecioare. Deci să vă aducă progres, libertatea pe care puteți să o negociați, nonconformism, aspecte benefice. Tot aici aveți între 19 și 22 septembrie, pentru toată lumea se formează, dar bineînțeles fie în funcție de ascendent, diferă casele, diferă domeniile de viață. Avem o piramidă de pământ care ne influențează foarte mult. Deci, piramida de pământ se formează între Soare, Uranus retrograd și Pluto retrograd. Soarele este în fecioară, ultimile grade, ultimul grad. Uranus este într-o zonă a cunoașterii, a studiilor, a călătoriilor. Și Pluto retrograd este în Capricorn, deci vorbim de fericire, iubire, creativitate. Este momentul să vă organizați legat de resurse, să vă faceți munca să fie cât mai plăcută, dar și cât mai bine aspectată, adică să aveți rezultate benefice la această muncă pe care o faceți, să păstrați igiena, vorbim de fecioară, igiena pentru sănătate, acumulați resurse pentru a vă găsi stabilitatea, vorbim de Uranus în Taur, dar să acceptați și schimbările. Schimbările, transformările, ele vin pe această zonă a Capricornului. Și să nu uităm, puteți să vă negociați într-un fel sau altul independența și libertatea. Soarele este într-un trigon cu Pluto retrograd. Soarele din Fecioară cu Pluto aflat în Capricorn, în ultimile grade din Capricorn, care vă favorizează schimbările, transformările la care vă așteptați și înțelegeți situația că va trebui să acceptați aceste schimbări, transformări. Între 19 și 22 septembrie, Mercur este în cvadratură cu Jupiter. Vă favorizează, vă aduce totuși frustrări. Legat de cariera voastră, legat de reușitele profesionale, de reușitele sociale, aveți percepția insuficienței. Cu toate acestea, considerați că voi veți reuși mai mult. Știți că puteți și vă atrage competiția cu grad mare de dificultate. În relațiile cu ceilalți, aveți
aveți complexul de superioritate. Opoziția Soare-Neptun retrograd este valorificată printr-o configurație Delta, așa cum am spus, în planeta Pluto retrograd din Capricorn. Aspectul este benefic pentru voi, deci vă puteți aștepta la această axă fecioară pești să se concentreze toată energia în ceea ce va aduce vouă fericire. Vorbim de Capricorn. Și vă puteți aștepta să acceptați sau puteți avea niște schimbări, niște transformări la care să vă așteptați, să înțelegeți nevoia acestor schimbări. În 22 septembrie, la ora 15:43, ora Bucureștiului, avem echinocțiul de toamnă. Soarele face ingresul în balanță. Pentru voi, balanța reprezintă resursele, bunurile materiale, tot ce ați acumulat voi. Aveți o poziție slabă a soarelui aici, legată de resursele voastre, dar puteți beneficia de relații personale și sociale. Principalele cauze sunt legate de echilibru, de armonie cu ceilalți, aspectele pe care le urmăriți. Ascendentul momentului este în 13 grade Capricorn. Sunteți preocupați de muncă, de creativitate, sunteți sentimentali și protectori cu ceilalți. Se formează două piramide între Soare Uranus retrograd și Pluto retrograd, ceea ce se menține, dar Soarele după data de 22, chiar în 22, el va trece în balanță și va fi vorba de resurse. Nu va dura foarte mult această piramidă, deci mai mult timp dura pe fecioară în ultimul grad Uranus și Pluto retrograd. Dar totuși vă dă posibilitatea să vă organizați munca, să o faceți mai eficientă, mai plăcută, să obțineți acumulare, să vă stabilizați niște situații, să obțineți un plus de confort, să păstrați igiena pentru sănătatea voastră, să acceptați schimbările, transformările și să aveți independență și libertate obținute prin negocieri. A doua piramidă este, de fapt, între Soare, Pluto retrograd și Lună. Luna este în Taur, Pluto retrograd în Capricorn, Soarele în Balanță. Vorbim de resursele voastre care pot fi obținute prin creativitate, prin jocuri, prin hobby-uri. Dar și schimbări, transformări care le puteți primi pentru a fi fericiți. Soarele, Pluto retrograd, dar și Luna din Taur, unde vă așteptați să vă dezvoltați cunoașterea, spiritualitatea, studii, perfecționări, călătorii, să păstrați autocontrolul, să puteți să vă descurcați în anumite situații dificile, să vă folosiți abilitatea pentru a ajunge la situații de calm și să ajutați persoanele care sunt în suferință. Faceți față veștilor care poate că nu sunt prea bune sau vă creează stres. Le tratați pe toate cu calm. Luna face ingresul în Gemeni după această perioadă și va face o conjuncție cu Jupiter.
lucru care vă influențează. Este foarte puternic la sfârșitul acestui moment de echinocțiu, aspectul lună, Jupiter, deci în perioada de 23 septembrie. Această conjuncție este legată de în gemeni. Vorbim de carieră, de reușite profesionale, reușite sociale, emoții, nemulțumiri, în final, poate că nu aveți o teamă de a nu vă ajunge banii, deci este așa o nemulțumire legată de bani. În 24 septembrie, Mercur este în opoziție cu Neptun retrograd. Din nou vorbim de axa pești-fecioară, pe această opoziție. Vă folosiți de comunicare, dar intervine și visarea. Odată cu visarea vin iluziile și posibilitatea de a fi manipulați, de a fi corupți, de a vă corupe cineva, de a fi mințiți de cineva, șantaj, cineva să vă șantajeze. Și voi să nu puteți să reacționați și să vă asumați responsabilități. Relațiile sunt foarte tensionate pe această axă pentru voi, fecioară, pești, legat de contracte, asocieri, procese sau căsătorie, relația cu partenerul de viață. Mercur formează o cuadratură cu Luna din Gemeni. Sunt exagerări, nestăpâniți, sunteți cumva nervoși, iritabili, relațiile sunt frustrante. Neptun retrograd în cuadratură cu Luna, așa cum am spus și Mercur și retrograd, deci se formează un careu un T pe Lună. Sunteți preocupați de familie, de cămin, aveți idealuri în ceea ce reprezintă familia, căminul sau ceea ce vă doriți pentru voi. Visarea poate să vă creeze aripi și să vă amăgiți singuri. Uneori vă lăsați manipulați. Vă treziți din visare și vedeți că de fapt ați fost amăgiți și v-ați amăgit singuri. În luna, așa cum am spus, în acest aspect unde este luna, da, deci vorbim despre cariera voastră, reușitele profesionale, sunt acumulări frustrări, nervozitate, amăgiri. Uneori v-ați lăsat manipulați sau mințiți. Luna face ingresul în rac. Acest aspect vă favorizează legat de relațiile de prietenie, interesul pentru natură, familie, tradiții, strămoși și trecut. Unii vor vizita anticariate sau veți cumpăra obiecte mai vechi. Mercur va face ingresul în balanță. În casa a doua a resurselor voastre, unde aveți o disponibilitate pentru folosirea mentalului, pentru comunicări, pentru socializare, relații și confruntări. Gândirea se bazează pe critică, estetică și morală, care sunt în căutarea dreptății și echilibrului. Puteți rezolva conflicte folosind diplomația și tactul. În comunicare sunteți creativi și vă folosiți tactul și diplomația. Luna va face ingresul în fecioară la sfârșitul acestei perioade, în jur de 30, 29-30. Deci va fi în fecioară. Vă bazați pe creativitate,
practică, deschidere spre natură, călătorii, ocupații rurale sau tradiționale. Relațiile sunt mai mult practice și mai puțin sentimentale. Sunteți mai puțin critici, aveți tendința de a fi un exemplu. Vom vedea acum ce spune și tarotul pe domenii de viață pentru voi, fecioarele. Hai, m-am dus la 20 de minute. Deci, așa cum ați observat, pentru voi această axă, persoana voastră, personalitatea voastră, deci contracte, asocieri, procese, căsătorie, relația cu partenerul de viață, o relație, să zicem, de la persoană la persoană. La baza pachetului, o trădare, treiul de spade. S-ar părea că toată această tensiune de pe această axă este datorită unei trădări. O trădare care a decurs dintr-o comunicare sau s-ar putea să vă comunice cineva și o să vă dați seama de această trădare și iată că aveți aici un rege de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Taur, avem semnele Taurului și este o persoană care poate să ajute cu bani, poate să își ofere ajutorul, dar să fie un ajutor pecuniar. Deci aveți, uitați-vă, semnele Taurului și este o persoană în vârstă, dar și o persoană, cum să spun, preocupată mai mult de bani, poate să fie vorba de o bancă. 6 de monede aduce o generozitate, cineva care să vă ofere câțiva bănuți, dar în același timp aveți aici și lucruri înscrisuri falsificate, lucruri care nu sunt adevărate sau un furt. Cineva să vă fure armele cu care vă puteți apăra. Să vedem. Deci, persoana voastră. Iată că începeți deja cu această axă care eu am zis-o de fericire. Pentru voi o axă legată de o casă a cincea și vorbim de Capricorn. Deci voi fie colaborați cu un rege de bâte, fie este vorba de un bărbat cu ascendent zodie în leu, avem semnele leului, un bărbat care arată autoritate, arată că ar vrea să vă ajute, să vă susțină, dar trebuie să țineți cont că acest bărbat care luptă pentru dreptate, pentru adevăr, el își urmărește scopurile lui. Fericirea pentru voi este legată de marele preot, am zice de mentorul vostru, mentor care vă atrage atenția că trebuie să vă folosiți conștiința voastră pentru a lua niște decizii legate de o iubire, legate de o creativitate, legate de hobby-uri. Deci trebuie să treceți totul prin conștiința voastră. Șasele de bâte arată că legat de cunoaștere, de studii, de călătorii, aveți niște blocaje, dar oricând puteți să scăpați de aceste blocaje dacă vă bazați pe dreptate și pe adevăr. În ceea ce privește resursele, bunurile materiale, resursele create de munca, prin munca voastră, rutina zilnică sau, am zice, munca pe care o faceți,
Cariera. Cariera care ați văzut că și ea este foarte puternic antrenată cu acel Uranus retrograd, unde se produc schimbări, surprize. Aveți aici dreptatea. S-ar părea că legat de banii voștri, de resursele create de voi, prin munca voastră, de acumularea creată prin munca voastră, vine acest 11, care este un număr maestru, dar este și un număr mistic. Este un număr al cunoașterii, al spiritualității, al sensibilității, al romantismului, al spiritului, spiritualității, așa cum am spus, al creativității, vizionari, profetici, dar și iluzii, timiditate, amăgire. Am putea spune că această dreptate va atrage atenția balanța cu spada, că puteți să vă așteptați la un răspuns din partea justiției. Acest răspuns poate să fie în funcție de legile după care se judecă și, bineînțeles, în funcție de cum puteți să stăpâniți voi această situație, fiindcă și celălalt va răspunde în situația dată și trebuie să controlați acest răspuns, să puteți să-l țineți sub control. Deci, s-ar putea să reprezinte și dreptatea divină care să vă facă dreptate pentru resursele acumulate de voi, pentru munca voastră. Un prinț de monede, ne gândim la locul de muncă sau rutina voastră zilnică, multe călătorii, multe deplasări, multă alergătură, dar și rezultate foarte bune. Dacă îl observați, acest prinț are acea monedă în mână și el niciodată nu, am zice, nu rămâne fără bani. Se descurcă foarte bine. În schimb, patru de spade arată că, din punct de vedere al carierei voastre, sunteți într-un moment de repaus, într-un moment în care vreți să vă refaceți. Ați suferit foarte multe nedreptăți, probabil, în carieră, profesie sau sociale, și acum preferați să vă retrageți pentru a vă reface, pentru a analiza situațiile în care ați fost și a înțelege mai bine. Aveți aici cunoașterea, contracte, asocieri, procese și relațiile cu prietenii, cu protectorii. În primul rând să vedem acest aspect, doi de spade. Deci, dacă observați, această femeie este legată la ochi. Ea ar trebui să facă o alegere, dar preferă să rămână în această poziție de așteptare și să nu facă nicio alegere, fiindcă în comunicarea, în discuțiile cu apropiații sau cu frați, surori, veri, vecini, vă dați seama că nu puteți face nicio alegere și preferați să așteptați. Legat de contracte, procese, asocieri, căsătorie, aveți o distracție, o petrecere, sărbați ceva. Poate că sărbați răspunsul pe care îl primiți pentru resursele voastre, pentru munca voastră. Și acest răspuns poate să vină, să zicem, în 11 zile, fiindcă avem aici acest 11. Dar relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociații profesionale, aveți lumea. Lumea este un 21. 21 reprezintă un 3. 2 plus 1, 3. Deci, este un aspect benefic, este un talisman al norocului, lumea. O schimbare profundă în ce vă privește, în creativitate, în gândire, în muncă,
în energie, în vitalitate, în comunicare, în sentimente, în relații. Totul depinde de voința voastră și aveți acest cerc care vă înconjoară și vă asigură o protecție. Când vorbim de trei, vorbim de treime. Un aspect legat de divinitate. Un aspect unde avem început, mijloc și sfârșit. Este un număr luminat, un număr al creației, al inteligenței, al bunăvoinței, al iertării, al sacrificiului, al voluntariatului, al suferinței, al renunțării. Deci, al începutul unui nou ciclu, am zice. Și vom merge mai departe la familie, cămin. Schimbări, transformări. Și acest paj de bâte care vine în postura karmei. Deci am putea spune că în familie, legat de trecut, de relația cu partenerul de viață, s-ar părea că aveți niște pierderi. Dar aceste pierderi le suportați, am zice, împreună. Nu sunteți singuri. În ceea ce privește dacă privim aici cum a fost reprezentat acest tarot în spate, pare să fie ca o biserică, deci am putea spune legat de spiritualitate, dar acest geam este cumva spart aici sus, deci ceva v-a adus foarte multă suferință. Asul de bâte vine în postura schimbării, deci o să aveți o surpriză, o schimbare, o transformare, ceva care va duce o relație nouă, un prieten, o prietenă nouă, o călătorie, un proiect nou, ceva se va întâmpla în viața voastră, va fi un început foarte energic. Legat de sacrificii, de secrete, acest paj de bâte, el întotdeauna caută noutățile, îi plac călătoriile, îi plac lucrurile noi, este deschis pentru a învăța, a studia, poate că așa sunteți și voi. Aceasta este citirea pentru voi. Țineți cont de faptul că aveți aici o serie de arcane majore legate de resursa voastră, de munca voastră, dreptatea, dar la fericire aveți marele preot și legate relațiile pe care le aveți, aveți lumea. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!